Pe lista lui Narcis Răducan se regăsesc cel puțin 4 nume de antrenori care ar putea prelua CS Pandurii. Este vorba despre Liviu Ciobotariu, Costel Gâlcă, Isailă și Antenio Conceisao. Ciobotariu ar fi declinat deja oferta celor de la Pandurii. Până mâine, Răducan trebuie să anunțe numele noului antrenor și numele lui Costel Gâlcă, tehnician care a devenit liber de contract după ce Espanyol Barcelona a renunțat la el, este pe listă. Gâlcă și-ar fi dat acordul să vină la Târgu Jiu. Un alt nume trecut pe lista a fost cel al lui Toni Conceisao, de la CFR Cluj. Al patrulea este Daniel Isailă, secundul lui Anghel Iordănescu la echipa națională. Narcis Răducan a ținut să sublinieze că el va continua la Pandurii. Mă încăpățânesc să cred că Pandurii Târgu Jiu are viitor și, în ciuda dificultăților, aștept cu nerăbdare dubla din Europa League și sper ca aceasta să fie starea de spirit generală în acest sezon. Mai am un an de contract cu Pandurii și sper să-mi pun amprenta aici în continuarea mandatului meu, a declarat Narcis Răducan. Specificarea lui Răducan a venit după ce în presa centrală s-a vehiculat faptul că și Răducan ar urma să plece după Edi Iordănescu.